Breaking news, doamnelor și domnilor, Ministerul de Externe, prima reacție în cazul familiei de români din Germania care a fost lăsată fără cei 7 copii și stăm de vorbă cu domnul Valentin Muntean, director general al Departamentului Consular al Ministerului de Externe. Bună seara, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția la Antena 3, domnule Muntean. Bună seara dumneavoastră și respectătorul dumneavoastră. Ce informații aveți dumneavoastră până în acest moment despre cazul acestei familii și cum pot fi ajutați de autoritățile din România? În regulă, cazul ne-a fost semnalat în aprilie anul acesta. De fapt, ne-am autosesizat tot din mass media locală în Germania și respectiv cea din România. Am depus o serie de demersuri atât la nivelul ambasadei noastre la Berlin, care a sesizat de îndată autoritățile privind protecția copilului și respectiv apoi Ministerul de Externe. Au fost întreprinse de asemenea o serie de demersuri la nivelul Ministerului de Externe aici la București, prin convocarea ambasadorului german, reiterând și insistând asupra importanței, știu și eu, a modului în care a trebuit tratat această chestiune foarte serioasă pentru și gravă cumva pentru familia Furdui și care ar necesita o atenție amănunțită și, în fine, demersuri corespunzătoare. De asemenea, de când avem și noul ambasador al României la Berlin, doamna Stănescu, și dumneavoastră ei am întreprins demersul la Ministerul de Externe german, rugând ca cazul să fie tratat cu maximă atenție și, acum că este în instanță, să fim informați de îndată ce există elemente de noutate asupra acestui caz. De asemenea, vreau să vă spun că noi la Departamentul Consular am contactat deja și autorități române competente, chiar la momentul respectiv, mai-iunie anul acesta, și s-a realizat o anchetă socială în România la familia extinsă. Propunerea ANPDCA în cadrul Ministerului la momentul respectiv Muncii și Familiei era pentru în favoarea repatrierii copiilor cel puțin sau cel mult invers, cer scuze, către familia extinsă din România, dacă nu chiar înapoierea în familie. Ne puteți spune, din discuțiile pe care le-ați avut, știm că e o anchetă în derulare și că nu pot fi oferite toate detaliile, dar ce vi s-a transmis legat de acest caz și ce vi s-a părut suspect față de informațiile pe care le aveați dumneavoastră, deși înțeleg că v-ați autosesizat, nu vi s-a cerut direct ajutorul de către familia Furdui? Așa este, cum am precizat, ne-am autosesizat, dar am luat și legătura cu familia Furdui, bineînțeles, pe care i-am îndrumat în tot acest timp și am încercat să fim unul pentru celălalt un suport în gestionarea acestei situații cât mai corespunzător. Acum nu o să pot să intru pe fondul cazului și să nu vă supărați, dar sunt chestiuni care privesc exclusiv familia respectivă și situația între membrii acesteia. Ideea este că ce încercăm să facem și unde încercăm să-i sprijinim este ca autoritățile germane să înțeleagă cât de important pentru ei sunt copiilor și că, într-adevăr, și statul român urmărește interesul superior al copilului în acest caz, care, din punct de vedere al autorității române, la acest moment este că ei se întoarcă în familie. Suntem în contact cu familia Furdui, are și asistență din partea unui avocat specializat pe dreptul familiei. Vreau să vă spun că în iulie acest an a fost și o vizită parlamentară în Germania, pe care misiunea noastră a sprijinit-o cu contacte și cu organizarea unor întâlniri menite din nou a atrage atenția autorităților germane asupra acestui caz. Am avut o serie de dificultăți în cooperarea cu autoritățile de protecție a copilului, pentru că au fost incope în comunicarea înspre misiune și aici am încercat mereu să-i facem să înțeleagă că această familie trebuie să știe ce se întâmplă cu copiii, trebuie să aibă un contact permanent cu copiii și acesta este practic rolul nostru și implicarea noastră cât mai activă în a facilita această anchetă și, într-adevăr, lucrurile să se clarifice și sperăm noi copiii să se întoarcă în familie. Vom urmări subiectul și vă așteptăm cu detalii atunci când aveți informații.